Salut, camarazi, pentru că e vară, știi? Și pentru că am mâncat cele 7 vaci grase, grăsune le-am mâncat, acum sunt la cele 7 vaci slabe. Și deci mănânc așa, mai de vară, mai simplu, mai popular. Uite, mi-am făcut aici o salată orientală. Uite aici, vedeți? Salată orientală cu ouă, cu ceapă, cu puțin oțet, puțin ulei și 2 ouă ușoare fierte. Ia uitați cum arată, mâncare simplă, de vară. Vi-o recomand și vouă, nu ies. Am dat 1,50 lei pe ceapă la piață. 2 ouă ușoare le aveam de la țară, deci 2 lei, 1 leu ouă ușorul și cu 1,50, 3,50. Cartofii, să zicem că mai sunt și ei 1 leu, 4, cu 4,50 lei și un dumicățel de pâine integrală. Uite că mănânc, am apă de la frigider, apă plată și am o cănuță de ceai de asta, de peliniță, se vede aici, se vede. Ceai de peliniță și o să mănânc și o lingură de miere. Am terminat borcanul, l-am luat pe ultimul, trebuie să cumpăr iarăși. Știi? Așa, deci dacă sunteți la masă, vă doresc și vouă o poftă bună. Eu, uite, mănânc aici o masă simplă, un fel de salată orientală, fără măsline. Asta e, măslinele sunt cam scumpe. Deci, cartofiori, ceapă, 2 ouă fierte, puțin piper, puțină ceapă, cam asta. Și un pic de oțet. Aveam niște vin oțețit și îl folosesc pe ăla, că oțet din vin e cel mai bun, vi-l recomand, oțetul din vin. Așa. O să mănânc, după aia am un drum de făcut, să pun o scrisoare la poștă. Ne auzim mai pe seară cu câteva clipuri, că astăzi n-am făcut prea multe. Asta e, uneori mai fac și mai puțin și așa nu se dă bani la prea mulți la YouTube, trebuie să găsesc alternative, știi, să mai câștig 2-3 milioane pe lună. În rest, sănătoși să fim, că belele curg, cum se zice. Dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună și vouă. Uite, hai că mă apuc, că s-a răcit un pic salata orientală fără măsline. Mă apuc să o contopesc și eu, asta. Mulțumesc lui Dumnezeu că am poftă de mâncare, știi, așa. Mâine o să fac chiar și o bucățică de miel, mai am 3 sau 4, mai mi-ajung până aproape de bani, știi? Asta e. Cred că miercuri sau joi mă duc la țară să aduc brânzică. Mi s-a făcut dor de brânzică. Ouășoare, legume, găinușe pentru Ruxandra. Vedem ce mai găsim. Lăptic acolo să fim papă lapte. Lapte de la prins. O să zic să facă 2 sticle. Să beau 3-4 zile numai lapte prins la meserie. Vă recomand, știi? Tot ce e fermentat e sănătos, știi? Deci aveți grijă de voi. Mâncați sănătos. În rest, numai de bine, tot binele din lume, vă pup cu drag, ne vedem mai pe seară pe live. Pa, camarazi!